68. Golan Trevis se trăgea de păr de parcă ar fi încercat să-și aprecieze starea gândurilor prin intermediul simțurilor. Apoi îl lovea neașteptate pe Pelorat. care e starea ta de spirit? Starea de spirit? Repetă absent Pelorat. Da, uite în ce situație am ajuns, prinși fără niciun control asupra navei și atrași în mod inexorabil către o lume despre care nu știm nimic. N-ai un sentiment de panică? Pe fața lungă a lui Pelorat trecu o umbră de melancolie. Nu, sunt cam abătut. Mă simt puțin îngrijorat, dar n-am intrat în panică. Nici eu. Nu-i ciudat? De ce nu ne agităm mai mult? Ne așteptam la asta Golan sau la ceva asemănător. Trevis se întoarse către ecran. Pe el rămăsese fixată imaginea stației spațiale. Acum era mai mare, ceea ce însemna că se apropiaseră mai mult de ea. Ca înfățișare, stația nu îi se părea impresionantă. Nu prezenta niciun element care să sugereze superștiința. De fapt, arăta cam primitiv, și cu toate acestea, ținea nava în strânsoare. Ianov, încerc să analizez situația la rece. Aș vrea să cred că nu-ți lași și că mă pot comporta bine în condiții de criză, dar probabil că mă supraapreciez. Toți păcătuim prin asta. Ar trebui să mă agi nebunește de colo-colo și să mă treacă toate răcorile. Poate că ne-am așteptat la ceva, dar nu să fim reduși la neputință și eventual uciși. Nu cred, Golan. Dacă cei de pe Gaia au putut prelua controlul asupra navei de la o asemenea distanță, nu ne puteau ucide deja, de vreme ce suntem încă în viață, dar nu mai suntem noi înșine. Prea așteptăm cu calm. Cred că ne-au tranquilizat. De ce? Ca să ne păstreze întregi la minte. Așa cred. Poate vor să ne interogheze, iar după aceea să ne ucidă. Dacă sunt atât de raționali încât vor să ne interogheze, s-ar putea să-și păstreze un dram de minte și să nu ne ucidă fără un motiv întemeiat. Trevi se lăsă cu spatele pe spătarul scaunului și își puse picioarele pe pupitrul unde de obicei își plasa mâinile pentru a intra în legătură cu computerul. Ingenioși cum sunt, s-ar putea să găsească vreun motiv care să pară întemeiat. Dacă ne-au perturbat gândurile, n-au lucrat prea brutal. Caterul, de exemplu, ne-ar fi făcut să tresăltăm și să vibrăm din fiecare fibra a ființei noastre din dorința de a ajunge mai repede acolo, spuse Trevis și arătă cu degetul spre stația spațială. N-ai același sentiment, Ianov? Nu, sigur că nu. Sper că bagi de seamă că am o stare de spirit în care încă mai pot să analizez totul la rece. Din care afară de ciudat. Ori simt altceva? Sunt panicat, incoerent, nebun și doar am impresia că raționez? Par întreg la minte, spuse pe Lorat, ridicând din numeri. Probabil că eu sunt la fel de bolnav la minte ca și tine și trăiesc cu aceeași iluzie, dar discuția asta nu ne ajută să rezolvăm situația. S-ar putea ca toată umanitatea să sufere de aceeași boală și să se îmbete cu aceleași iluzii în timp ce trăiește într-un haos comun. Nu ai cum să dovedești contrariul și pentru că tot nu o să găsim altă cale, trebuie să ne lăsăm în voia simțurilor. Apoi, brusc, înviorat, adăugă. De fapt, m-am gândit și eu la ceva. Da? Ei bine, am ajuns să considerăm Gaia fie o lume a caterilor, fie o a doua fundație renăscută. Nu te-ai gândit că ar putea exista și o a treia explicație mai plauzibilă? Și care ar fi asta? În ochii lui Pelorat apăru o expresie de concentrare. Nu-l privi pe trevizi, iar vocea îi deveni adâncă și stăpânită. Din vremuri memoriale, lumea asta, Gaia, a făcut tot ce i-a stat în putință ca să rămână într-o strictă izolare. N-a încercat deloc să intre în legătură cu alte lumi nici măcar cu vecinii săi apropiați din Uniunea Seychelles. Are o știință dezvoltată în unele domenii, dacă dăm crezare poveștilor despre distrugerea unor flote, și sigur pot controla oamenii, dar cu toate acestea n-au făcut nicio tentativă de a-și extinde puterea. Nu cere decât să fie lăsată în pace. Și? Mi se pare inuman. Cei peste 20.000 de ani de istorie umană reprezintă un proces neîntrerupt de expansiune și de încercări eșuate de extindere a teritoriului. Aproape toate lumile care pot fi populate sunt populate. De-a lungul timpului, aproape fiecare dintre lumi a avut o neînțelegere cu un vecin sau altul. Dacă Gaia se deosebește atât de mult de celelalte lumi în privința asta, atunci înseamnă că e inumană. Trebuie sclătină din cap cu hotărâre. Imposibil. De ce imposibil? Întrebă pe Lorat împătimit. Ți-am spus doar că rasa umană reprezintă o enigmă tocmai pentru că este singura formă inteligentă și evoluată din galaxie. Și ce dacă Gaia nu e umană? N-ar putea exista pe vreo planetă o altă formă de viață căreia să-i lipsească tendința de expansiune tipic umană? De fapt, spuse pe lora din ce în ce mai convins, ce dacă există un milion de inteligențe în galaxie și doar una este expansionistă? Noi înșine. Celelalte ar rămâne acolo unde se află și acum, discrete, ascunse. Ridicol! protestă Trevis. Le-am întâlnit, am coborât pe lumile lor. Ar apare în toate ipostazele și tipurile de evoluție tehnologică și puține ni s-ar putea opune. Dar nu le-am întâlnit niciodată. Pentru numele spațiului. Nu am descoperit nici ruine, nici relicve ale vreunei civilizații neumane. Tu ești istoric, așa că ar trebui să știi mai bine. Am întâlnit așa ceva? Nu Golan, dar ar putea exista una. Lumea asta. Nu cred. Zici că se numește Gaia, ceea ce înseamnă pământ într-un dialect antic. Cum ar putea fi non-uman? Ființele umane i-au dat numele de Gaia. Dar cine știe din ce motive? Asemănarea cu vreo lume antică ar putea fi o simplă coincidență. Gândește-te numai. Așa cum explicai tu cu câtva timp în urmă, simplul fapt că am fost ademeniți către Gaia și acum suntem atrași spre ea împotriva voinței noastre, se prezintă ca argumente în favoarea ideii non-umanității celor de pe Gaia. De ce? Ce are asta cu non-umanitatea? Vor să știe despre noi, oamenii. Ianov, ai luat-o razna, spuse Trevis. Trăiesc în galaxie înconjurați de oameni de mii de ani. De ce ar fi devenit curioși exact acum? Și dacă doresc să-și satisfacă această curiozitate, de ce ne-au ales tocmai pe noi? Dacă ar vrea să studieze ființele umane și cultura lor, de ce n-ar începe cu lumile Seychellului? De ce n-ar ne alege neapărat pe noi de pe Terminus? Poate că interesează fundația. Prostii! Izbunit Trevis cu o violență neașteptată. Ianov, tu vrei o inteligență non-umană și o vei avea. Eu cred că dacă te-ai gândit că vei întâlni non-umani, nu te-ar mai îngrijora ideea că ești capturat, neajutorat sau că vei fi chiar ucis dar numai să-ți ofere puțin răgaz ca să-ți satisfaci curiozitatea. Pelorat încercă să protesteze, dar începu să se bâlbâie, de aceea se opri, trase adânc aer în piept și zise în cele din urmă. Bine, s-ar putea să ai dreptate, Golan, dar o să rămân la părerea mea. Nu cred că va trebui să așteptăm prea mult ca să vedem cine are dreptate. Privește. Arată către ecran. Treviz, care în înflăcărarea lui uitase să mai privească la ecran, își aruncă ochii înspre el. Ce s-a întâmplat? Aceea care părăsește stația nu cumva o navă? Da, e ceva recunoscut reviz nevenindu-i să cred. Încă nu percep detaliile și nu pot să măresc imaginea mai mult. Și așa e la maximum. După ce privim mai atent spuse. Pare că se apropie și cred că e o navă. Facem un pariu? Ce fel de pariu? Dacă ne-o mai întoarce vreodată pe terminus, să dăm o masă la care fiecare dintre noi se invite pe cine poftește, dar maximum patru persoane, și plătesc eu totul dacă pe nava care se apropie acum de noi sunt non-umani, iar dacă sunt oameni, plătești tu. Mă prind spuse pe lorat. S-a făcut, în cuvință treviz și privi spre ecran, încercând să distingă detaliile navei și întrebându-se dacă acestea puteau să-i dezvăluie mai presus de orice îndoială umanitatea sau non-umanitatea ocupanților ei.